Bună ziua tuturor celor care vizionați acest video. Am să fac o citire în ceai, în frunză de ceai. N-am mai făcut de ceva timp, am pregătit o ceașcă și arată așa, foarte, foarte interesantă, cu niște întâlniri foarte importante, poate pentru voi în următoarea perioadă, o citire pentru viitorul apropiat, însemnând câteva zile. Văd că pe casă în casă voi aveți niște discuții care țin poate de niște schimbări sau daruri și una și alta, de fapt. Pentru unii dintre voi văd aici o boală totuși, orică aveți voi pe cineva bolnav, orică voi sunteți cumva preocupați de starea de sănătate, vreți ceva să îmbunătățiți la starea de sănătate. Totuși văd aici un șarpe, o bulbiță. În jurul vostru, în afara casei, pe unde vă duceți, nu e foarte departe de casa voastră, adică poate fi vorba legat de drumurile care le faceți în jurul casei, mai aproape, deci pot fi niște persoane care sunt destul de apropiate cumva de cercul vostru de cunoștințe sau poate chiar de casă. Văd aici că voi aveți parte totuși de niște răutăți, invidii, aș putea să spun, sau chiar gelozie, vă urmărește cineva din invidie, gelozie. Dar vă urmărește chiar cu rele intenții, adică văd aici că poate să vă facă un rău, nu știu, vrea să vă facă un rău, vrea să vă păgubească sau vrea să vă... Văd că urmărește secrete, orică vă urmărește în secret... Sunt întâlniri importante, într-adevăr, poate că în zilele care urmează pentru voi. Foarte multe schimbări pot veni în următoarele 3 zile. Aș putea să spun că sunt niște zile puțin spectaculare, deci nu vor fi zile obișnuite. Nu, veștile care circulă, care vin, nu sunt obișnuite. Și voi puteți avea un mare noroc neobișnuit, aș putea să spun, da? Deci un noroc aici care poate apărea pentru voi cu ceva neobișnuit. O întâlnire cu o persoană foarte importantă care pare că se gândește deja la voi, poate fi partenerul, aveți o întâlnire importantă cu partenerul, că văd că ar putea fi reușită. Să știți că poate că la unii dintre voi care gândiți voi la o împăcare cu cineva cu care ați avut o neînțelegere de curând, e foarte posibil să se producă întâlnirea, împăcarea. Ea, această persoană se gândește. Chiar are și un dar, da, sau vrea să vă dea un dar, vin niște vești. O literă de K foarte importantă pentru voi, R, B, iară foarte importantă, o literă de E. Și pe inimă văd că aveți aici niște hotărâri de luat. Să știți că în următoarele zile, în viitorul apropiat, orică aveți vreo nuntă, dar aveți și de luat o hotărâre. Ce să zic, niște evenimente foarte, foarte importante pot fi. Data de 21, foarte importantă, 20, 21, 22, până pe 30, 31, văd aici. Ce să zic, până la sfârșitul lunii, ceva foarte important se produce. Faceți o schimbare, aveți un noroc, aveți un dar foarte mare, o hotărâre pentru un dar, se produc niște schimbări, dar într-adevăr ce vă frământă pe voi, că văd că vă cam înlăcrimează, ori sunt apele, iar din nou, deci nu se termină cu apele pe unde sunteți, pe acolo auziți ceva, lacrimi de ape, revărsări de ape, ploi, nu știu, vremea într-adevăr poate fi capricioasă. Dar s-ar putea să și plângeți de bucuria, de norocul ăsta care vine pentru voi neașteptat. Văd că faceți o cunoștință importantă, aveți un SC aici important, poate legat de o afacere, poate legat de un job nou, o noutate. Vin niște noutăți pentru voi, mulțiți niște bani, recuperați niște bani. O literă de I foarte bună pentru voi, cu noroc, reușită, sau chiar faceți, vă gândiți voi să faceți o călătorie undeva, într-o altă țară chiar. Deci văd aici la voi, norocul vostru vine din străinătate sau faceți voi un drum în străinătate cu noroc. Da? Deci văd cumva că aveți niște situații norocoase.
care vin pentru voi, urând de darul pe care cumva îl risipiți, dar îl risipiți pentru niște rezolvări, pentru ceva cu folos. Iar parcă vă cumpărați, ori nu plecați cu umbrela de acasă și vă cumpărați o umbrelă, ori poate vă gândiți voi să vă cumpărați ceva așa, mai o umbrelă mai specială, poate ține de umbrela de soare, cine știe. Ce vreți voi să faceți la casă, acolo, la grădină, că văd că pare, poate fi vorba de o mică terasă, un mic foișor pe care vreți să-l faceți sau îl aveți, mai îmbunătățiți ceva. Un cuvânt văd aici. Unii poate că aveți ceva de rezolvat cu o casă, cu moștenire, cu un contract, ceva. Văd aici că aveți, aveți niște ofertă, aveți niște alegeri de făcut. Nu, mai, nu sunteți deciși. Într-adevăr că trebuie să fiți foarte prudenți pentru că e vulpa și șarpele astea, deci vă dau târcoale niște persoane, fie că cumpărați, fie că vindeți, fie că închiriați, fie că ce faceți, puteți avea de-a face cu niște vulpi, cu niște șerpi, cu niște persoane puțin înșelătoare, să zic așa, persoane care sunt și geloase, invidioase, deci nu numai că fac, sunt înșelătoare, dar chiar sunt și, sunt și invidioase, au pică pe cei care au reușit, care au făcut ceva sau care... Așa, pur și simplu. Într-adevăr, cu sănătatea, poate trebuie să stați puțin... Că aveți, ca și cum, nu știu, e cineva în spatele vostru cu două fețe, vă cam urmărește din trecut. Poate fi o vorbă, o boală din trecut care cumva, cum să zic, ați scăpat la un moment dat de ea și acum cumva se reactivează. Sau aveți o persoană care e cu două fețe și care când și când mai încearcă să vă facă câte ceva care să vă amărască. Că mă văd aici că voi aveți niște discuții, niște vorbe care lansează această persoană. Poate neapărat, nu neapărat că discutați cu ea discuții față în față, că nu o văd chiar lângă voi. Dar ea transmite niște vești care ajung până la urmă la voi, prin cineva. Cumva și... asta cumva pe voi vă atacă, vă simt, vă văd așa cumva, ca și cum ar zice, de ce naiba nu mă lasă în pace, ce mai trebuie, că oricum nu mă interesează, oricum nu vreau să mai am de-a face, oricum nu mă mai interesează, deci degeaba poate să zică ce o zice, dar tot te amărăște că nu ai liniște, nu-ți lasă liniște, ție îți dorește liniște. Văd că o poți avea prin credință, văd că îți întinde cineva aripile, ai un înger pe casă care își întinde aripile, să zic așa, ca să-ți învăluie casa, cumva să-ți ține la distanță energiile care nu sunt și șarpele acesta și vulpea și acest... aici poate fi cineva din zodie de Taur, Capricorn, poate Berbec, nu știu dacă e Berbec, nu prea apare, dar în orice caz poate fi o persoană puțină mai matură, mai viciată, da, deci nu o persoană foarte tânără, e o persoană care poate chiar călătorește sau chiar a avut căsătorie cu ea, dar are o boală ea, are boală pe tine sau are ea chiar o boală, are ea, nu prea mai judecă bine, poate, cine știe, și-a negrit mintea, sufletul cu tot felul de gânduri, sentimente, încă nu mai raționează cum trebuie și parcă ia pe toată lumea în coarne, văd că vrea să ia în coarne și o credință până la urmă, cumva, sau prin credință cumva să se răzbune. Deci e ceva aici, că am zis, are două fețe. Această persoană sucește lucrurile cum îi convine sau scoate din context ce îi convine și folosește, dar văd că puteți avea o reușită, o frică, o învingeți. Foarte multe simbolistică, să zic așa. Într-adevăr, trebuie să vă feriți de înșelătorie, de invidie. Din nou apare această situație. Trebuie să fiți cu ochii mari, ochii deschiși, sau mă rog, să înțelegeți din timp. Cineva aruncă și niște săgeți, să zic așa, niște vorbe. Poate, deci există o amenințare, aș putea să spun. O amenințare care ține de sănătate, de... pe norocul vostru. Aveți niște întâlniri importante și de suflet cu cineva sau legat de biserică. Care sunteți într-o relație de dragoste, parcă sunteți doi porumbei așa frumoși. Foarte... Într-adevăr, poate că și credința joacă un rol foarte important pentru voi. S-ar putea să vă gândiți să mergeți împreună la biserică. Sau aveți multă încredere unul în altul. Aflați niște secrete. Aici care unii dintre voi aveți ceva de clarificat, poate și pe justiție, pe o dreptate, legat de un divorț, o de aici niște verighete rupte.
care sunteți într-un divorț, mai aveți ceva de clarificat, mai ales dacă aveți un copil aici, doi, văd, unul, doi. E așa cumva, mai trage cineva de ori de voi, ori de cealaltă persoană, ca și cum cineva îți mai spune hai renunță, sau cealaltă persoană îi spune hai renunță, sau îi spune ceva în care să facă, nu știu, îi spune ceva, aici văd că ceva, ori vouă, ori la cealaltă persoană, că văd că de asta parcă nu se termină așa de repede, că orică cineva mai cere ceva, mai spune ceva, mai nu se prezintă, aveți de luat niște hotărâri, vine veste de un copil, la unele dintre voi, aici văd că vine veste de un copil, copil mic, ceva legat de un copil. Și pe sufletul vostru, știți că cineva se gândește mult la voi. E cineva care e trist, cineva din trecut, pe cineva îl cam mustră conștiința. Deci pe cineva din trecut îl cam mustră conștiința de ceva. Îi pare rău de ceva. Cineva cu care poate ați avut o relație în trecut, că e de căsătorie sau de a fost o relație mai apropiată. Data de 13, poate, iar importantă pentru voi ca și 23, între 13-23 sau ora, între 13, ora 13-23, o să dați o mască jos, o să vedeți pe cineva care purta mască, care avea un secret aici, aflați voi ceva, urmărea să aibă un avantaj într-o afacere, într-o relație cu voi. Să vă afle secretele apoi și după aceea cumva întorcea foaia. Ceva de acest gen, ca să zic. Da, avea o mască. Văd că avea o mască către voi și o mască către altcineva. Deci cumva jucați, știți cum își mișca capul așa. Imediat se sucea, imediat se învârtea. Primiți vești, vă caută cineva, vă sună cineva. Puneți un punct pe ei, mai faci, puneți o virgulă, mai... Deci eu, următoarele zile aș putea să spun că în anumite probleme veți fi foarte hotărâți, foarte decis, faceți schimbarea pe care v-ați propus-o, dar în altele încă nu sunteți, pentru că mai aveți încă niște emoții pe suflet, încă niște lacrimi care nu s-au uscat, nu s-au terminat. Oh, ce păună aici, ce... o să aveți voi de-a face cu o persoană foarte mândră. Ori veți avea voi vreun motiv de mândrie pentru o mare reușită în care sunteți, într-un eveniment, în ceva, într-un dar, în ceva legat de o afacere, văd aici, care ține. Mai văd și de o nuntă, deci unii dintre voi poate să fie și ca, poate că sunteți, nu știu, soacră, socru sau, că văd aici o persoană foarte mândră de această petrecere care vine, acest eveniment. Dar poate fi și pe societate, mândri că sunteți participați la acest eveniment sau mândri că organizați ceva, o mândrie vă vine, deci vă văd aici cu o mare mândrie, să zic așa. Sau mai văd că aveți și pe cineva cu litera de A, poate, cu o mare mândrie. Aici aveți niște simboluri, cumva, să zic așa, nu știu, orică vă cumpărați ceva care să vă aducă niște talismane, să zic așa, pot fi și legat de o broască testoasă, legat și de vreun păun, legat și de vreo evantai ceva, văd aici niște chestii, dar într-adevăr poate că vă duceți la vreun eveniment de vreun ceva mare, ceva important, cum ar fi căsătoria unor vedete sau ori sunteți voi vedeta, ori aveți de-a face cu vreo vedetă, ori un alt eveniment foarte important, la fel de festiv ca o nuntă foarte mare în care e lume bună cu multă... Deci niște evenimente foarte importante până la sfârșitul lunii. Poate are legătură și cu niște sărbători, într-adevăr, văd aici că e un mare noroc, o mare... sunt niște planete, niște stele din nou aliniate. Să zic. Aici e cumva și niște constelații, deci zici că iar este vreo mare miracol care se petrece în univers la nivel de interstelar, să zic, cu soarele și luna. Dar apel într-adevăr, 5-5 pe 25 poate iar juca un rol important. Dar într-adevăr, știți cum e, următoarele zile aș putea să spun că trebuie să vă gândiți puțin mai pozitiv, poate să vă curățați energiile de sentimente și gânduri negative. Poate de aceea trebuie această frică să ți-o treci de ea. Pentru că altfel se produce, cum să zic, o concentrare de energie negativă care face ceva.
aduce ceva rău, aduce, nu numai, aici cumva e nevoie, la nivel poate e o chestie de karmă, că văd acest cap, acapă o karmă colectivă, adică mai multe persoane trebuie să gândească pozitiv, că sunt multe persoane care încă gândesc negativ și această gândire negativă adună nor negru, să zic așa, care până la urmă poate să producă ceva. Se întoarce înapoi sub o formă neplăcută, să zic așa, și s-ar putea să nu lovească pe persoanele care au gândit negativ, că ele parcă zici că fug repede, cum ar veni, dansează gândul și după aia imediat pleacă. Dar gândul odată plecat, el s-a format norul și n-a mai apucat să se schimbe, pentru că n-a apucat cineva să... a apucat, cum ar veni, să se formeze norul, tunetul, ploaia, furtuna. Deci e așa o situație aici, văd o cruce, adică poate fi o cumpănă, care poate fi la un nivel de grup, să se întâmple ceva, Doamne ferește, fie că e vorba de ape, fie că e vorba de altceva, poate fi și o situație care inflamează, ia foc și la voi aici, poate auziți pe cineva ceva, că văd că cineva, niște persoane care pleacă, fug, cumva încearcă să evite, legat poate și de drumuri. Da, cam asta e mare, așa ce pot să spun. Că puteți avea o perioadă cu multe bucurii. Haideți să vedem, în schimb, în cărți. Poate pe zodii apare puțin mai multă claritate. Pentru zodii de foc, de pământ, de apă, de aer, am să încep cu semnele de foc. Întâi văd că pe curând voi aveți ceva de clarificat, poate legat de un drum, sau faceți un drum în curând undeva, vă gândiți să vă duceți undeva, pentru ceva care vreți să rezolvați. Într-adevăr, aveți puțină dușmănie, să știți, uite, zodiile de foc, deci sunt și sucite cărțile, dar văd că e invidie, e gelozie cumva voi. Voi aveți reușită prin credință, într-adevăr. Vă invidiați de cineva și din cauza unei idei sau unei, că sunteți creativ, că sunteți, aveți o lumină, să zic așa, sau pe cineva care poate chiar vă iubește. Și de aici poate spune și asta, invidia asta. Haideți să vedem pentru casă, dragoste, serviciu, surpriză, pentru semnele de foc, berbec, leu, săgetător. Vești, un dar, un mic dar, o mică vești, ca și niște bârfe răutăți din partea acuzată din semn de pământ, o persoană care e mai așa, mai materialistă, mai profitoare într-un fel. Pe casă în casă, bucurii, vești, acte, contracte, o mare reușită printr-o haină de stat, poate, sau pentru sănătate, pentru niște interesele voastre de o casă, poate, legate de un act, ceva, de o proprietate sau de o dorință, de o situație, de o afacere, de, indiferent ce ar fi, păreți protejat de divinitate sau de o haină de stat de cineva cu ochii verzi albaștri, poate fi legat de studii, poate fi legat de sănătate, văd ce pe gândul vostru aveți reușită sau tot prin cineva din semn de foc ca și voi, care poate are haină de stat. În dragoste, cam plângeți puțin sau sunteți într-o singurătate, vă gândește cineva, dar nu vă interesează pe voi, poate... Nu aveți încredere, nu vi se pare, e cumva, ține puțin și de, voi cumva vă bazați pe ce simțiți voi, pe ce vă doriți voi, deci dați la spate, vă gândește cineva, dar poate că nu vă interesează, sau dacă aveți pe cineva din semn de apă, totuși cu această persoană puteți avea niște discuții pe care le veți clarifica. În dragoste, în drumurile voastre, o reușită, o veste, un noroc, un dar. Poate și vreo vindecare, poate și vreun proiect, vreo prietenie sau vă întâlniți cu cineva care are copil. Puteți avea și de o căsătorie, chiar puteți afla o invitație, primi invitație la o căsătorie, la un botez, la ceva. Sau aflați de nașterea vreunui copil. În servici pentru serviciu, într-adevăr, voi aveți pentru profesie, carieră, aveți aici niște răutăți, niște invidii, aflați voi de vreun necaz sau sunt aglomerații mari pe unde vă duceți care vă aduc greutăți, întârzieri. Aici sunt niște gelozii, niște întârzieri care vin din cauza unor doamne. Deci aveți de-a face cu doamne din semn de apă, semn de aer, care au o greutate, au un necaz sau el încearcă să vă facă vouă niște grele puteți în necazuri din cauza unor hotărâri, au ca și cum ar avea hotărât să vă facă greutăți, să zic așa. Nu e neapărat că e ca și cum nu vă găsește, ca și cum se întoarce împotriva lor ca un bumerang, aș putea să spun. Surpriza, într-adevăr, bucurie reușită prin cineva din semn de aer, semn de foc ca și voi,
o protecție divină, pentru că aveți o inimă curată, să zic așa. Dar, într-adevăr, aceste pe servici pot avea necazuri. Cine sunt aceste persoane? Ia să vedem. Sau în drumurile voastre pe servici, poate că acolo sunt niște greutăți, cum ar fi aglomerații, sau poate să vedem despre ce e vorba. Că nu vă văd pe voi prezenți în planul profesional, în plan, deci nu vă văd prezenți. Vedem de ce plângeți în dragoste și să vedem cum e cazul ăsta ce e. În dragoste de ce plângeți? Din cauza unor îndoieli, pentru că aveți pe altcineva. Deci s-ar putea cineva să vă gândească, să gândească o relație cu voi și voi nu vă interesează pentru că voi aveți pe altcineva. Voi aveți pe cineva cu funcție, pe cineva poate, sau aveți îndoieli. Nu aveți încredere în persoana respectivă, de aici vin lacrimile. Are legătură, deci, într-adevăr, poate cu o credință, poate și din cauza unei persoane din semn de foc, o persoană mai vârstnică. Aici, deci, în cazul cumva, cine are pică pe voi, pare poate și din cauza unui bărbat din semn de foc de la drum sau o persoană care are bani, câștigă aici o afacerist, sau e vorba de inima voastră, pentru că voi aveți o reușită, că sunteți o persoană care iubiți ce faceți, faceți mișcare, sport, vă plimbați, aveți niște dușmani din cauza unor drumuri care le faceți. Pentru că sunteți o persoană frumoasă, de admirat și cumva, sau mă rog, aveți un succes. Depinde de ce gândiți voi, să știți. Și în dragoste aveți mari reușite, cunoștințe noi, proiecte noi, daruri reușite. Aveți bucurii printr-un haină de stat, printr-un familie chiar. Deci necazul îi se întoarce la aceste persoane pentru că voi aveți o protecție divină, să-i spunem așa, sau o familie care vă iubește, care vă ajută, dar aveți gelozie într-adevăr. Deci a ieșit și în cafea aici pentru semnele de foc în cărți. În cafea poate chiar erați pentru semne de foc. Haideți să vedem și pentru semnele de pământ, aur, fecioară, capricorn. Cineva vă gândește drumurile, un bărbat, dintr-un semn de apă. Sau vă schimba voi niște planuri din cauza unor ape, să zic așa, reme, în casă, pe casă, o reușită, dar și la voi protecție divină sau o haină de stat care vă aduce o mare reușită. Sau cineva cu ochii verzi, albaștri, semn de aer, poate, vă dă aici cu dar, cu o reușită, cu o dragoste, cu o moștenire, cu un succes. În dragoste și voi aveți niște tristeți, niște lacrimi care ține poate de un copil, de un tânăr sau legat de ce gândește cineva mai tânăr aici, poate fi o persoană, da, care și la voi văd că bine cu, vă stresează ceva, poate legat și de niște idei, niște proiecte, în drumurile voastre, lume, multă bucurie, vești, niște bârfe, discuții. Și la voi la serviciu. Deci ar putea să apară ceva, că văd că și la voi pe semne de pământ, aur, fecioară, capricorn și voi aveți niște cumpene chiar. Aici poate fi legat de haină de stat. Doamne ferește, chestiuni care țin și de haină de stat, de haină militară, văd aici, sau răutăți, discuții, pagube, niște tineri care poate sunt cu agresivități aici, să zic așa. Surpriza, bucurii, chef, petrecere. Voi cu cineva din semn de foc, văd aici, ca doamne. Cu reușită, cu realizare, dar la servici, pe profesie, cariera, ești cineva, sau pentru bani, cineva are pică și pe voi. Deci, dacă și la semnele de foc au picat că cineva are pică, la voi aici păreți prezenți ca bărbat, ca femeie nu păreți prezentă, dar ca bărbat păreți prezent aici, în această cumpără. Mai ești cineva din semn de pământ, semn de foc, semn de apă, semn de aer. Da, poate fi legat de oameni cu funcție aici, legat de niște afaceri, de niște schimbări de planuri aici, Doamne ferește, pe timpul nopții ceva, niște pagube care le fac niște tineri, poate. Da, acum depinde pe unde vă aflați. Haideți să vedem și pentru, sau poate să fie și vorba și de vreme, dar și de aglomerații. Haideți să vedem și pentru semnele de apărat, scorpion, pești, la ce vă puteți aștepta în următoarele zile, viitor apropiat așadar. Pentru zodiile de apărat, scorpion, pești, discuții, întâlniri, depinde și de voi, ca doamne, de niște noutăți, poate legate și de un tânăr sau de un copil, de un proiect la care poate vă gândiți voi să-l începeți, să lucrați, pe casă, în casă, ei, voi, în schimb, aveți bucurile în cumpână pe casă,
care pot ținești de un bărbat bolnav sau de un bărbat și o femeie, de un cuplu, de familie aici, pentru niște bucurii. În drumurile, în dragoste, lume, multă aglomerație, discuții, niște hotărâri poate de luat, însă în drumurile voastre văd că aveți voi aici un stres sau niște lacrimi din cauza cuiva, pentru cineva din semn de foc, sau auziți de lacrimile acestei persoane. La servici pe servici, în schimb, aici vă văd cu reușită, cu realizări, cu niște daruri și surpriza reușite și realizări. Dar să vedeți de ce aveți voi pe casă și în drumuri niște neplăceri. Ce anume vă ne găjește, să vedem ce este pentru semnele de apa. Așadar, pentru un dar aici, poate legat, ce gândiți voi legat de un dar cu cineva din semn de foc și pentru niște vești de un temei, de un dar, tot de un dar cu cineva din semn de foc. Deci, pentru un dar din, legat de un cineva din semn de foc, că aveți voi bucurile în cum, până puteți avea o pagubă, să nu îi vă iasă un plan, să zic așa. Haideți să vedem și pentru semnele de aer. Gemeni, balanță, vărsător. Dacă cumva am sărit peste vreun semn zodiacal, nu luați în seamă că înseamnă că nu este nevoie să știți voi ceva la acel semn. Am văzut că mai îmi scrieți câteodată câte un mesaj că am sărit peste nu știu ce zodie sau și nu este nimic neobișnuit să mai sar peste câte o zodie. Înseamnă că nu s-a întâmplat degeaba, înseamnă că poate nu era nimic de știut la zodia respectivă, mai bine că nu știți ceva. Dacă spun de două ori, înseamnă că poate trebuie să știți de două ori niște lucruri. La semnul de aer aici puțin niște hotărâri, pot fi niște situații puțin stresante, niște enervări, să zic așa, discuții, niște hotărâri, poate de luat sau schimbări de planuri. Haideți să vedem pentru casă în casă, în schimb pe casă în casă daruri, hotărâri de daruri, de o moștenire, de o casă, de o schimbare, poate, de o afacere, ceva, poate veni un dar în casă. În dragoste, în schimb, aici puteți avea bucurile în cumpănă sau să auziți de cineva bolnav sau să aveți niște discuții într-o familie, aflați de vreo familie care nu prea se mai înțeleg, aflați niște secrete. În dragoste, în drumurile voastre, discuții, întâlniri, vești, bucurii, rezolvări, realizări. Și la voi servici. Se pare că toate zodiile, până la urmă, pot avea totuși ceva probleme pe profesie, carieră, văd aici ceartă, scandal, gelozie, invidie, cineva din semn de apă, semn de pământ, văd aici din cauza unor discuții, proiecte, din cauza unor servici și poate surpriza în schimb e ce vreți voi, poate în sufletul vostru, un copil, un proiect, o veste, o împăcare, poate până la urmă de cazul trece, să zic așa. Haideți să vedem pentru... De ce e pe dragoste și de ce e pe servici aceste lacrimi de casă sau ce este boală. Vedem pentru dragoste. Pentru dragoste, într-adevăr, dragoste e sucită, de aia sunt lacrimile, de asta sunt discuțiile. Cu o familie poate nu vă înțelegeți prea bine sau aflați că într-o familie sunt niște neînțelegeri. Că cineva care țineți voi poate la acea familie. În servici aici, poate din cauza reușitele cuiva din semn de foc, aveți voi niște certuri, scandaluri sau aflați la servici de niște scandaluri din cauza unei persoane din semn de foc care are niște bucurii, niște reușite, niște realizări. Cam asta din ce pot să spun, dragile mele, eu sper că, dragii mei, sper că veți avea bucurii reușite pe toate planurile, ce am văzut de bine să fie de bine, ce am văzut de mai puțin bine să nu fie. La revedere, să iubiți și să fiți iubiți!